Salutare, prieteni, am revenit din șatră de la Strehaia. Ia uitați și cadouri am primit. Da, a venit ursul cu Georgiana, mi-a adus o brățară. Sper ca Arsenie Boca să ne calmeze și să ne dea răbdare. Sper să calmeze spiritele răbdare, în șatră. Răbdare, liniște și pace. Pă bune, numai scandal aici, sănătate. În curte. Da. Ne-au adus și nouă de-astea lanțuri, brățări de la Uitați biserică. Un Bobby. Ia. Ia din nou, mă, grăstare, nu ți-a fost bine, nu? Ia! Ia-mi, salut de bună ziua! Ești maker de la Drobeta acum. Drobeta, tu! Hai, tata! Da! E și patroana aici. Uite, a venit Maria să facă pace. Să fac pace, de-aia a venit. Tu ești ca Floricica dansatoarea, să fie pace. Da, pace să fie, gata. Ce a fost, a fost, gata. Gata. Gata, nu mai... Acum să mâncăm, să fie. Bă, țara cu Boc! Butelie! Vezi, a fost la Arsenie, fără tine. Da, asta că ne-a dus de acolo. Ia uite ce a primit patroana. Ce i-a dus? Lantic. Le-a luat. Nu, că eu am. Mi-a dat și mie. Da. Leptul. Doamne ajută. Ce face patroana în șatra aceea? Ce te duci acum? O să plec din șatra asta că m-am săturat. Auzi. Aici sunt numai dușmani, numai belele, scandaluri. Nu mai bătaie. N-ai cum să stai. Acum nu mai e bătaie, data pace. E pace? Da. E tot ok. Da, ok, gata. Gata, m-a făcut Maria pace. Da. Ia să văd ce ai făcut acolo. Uite, sarmăluțele de post. No, vezi? Ce mișto arată. No, vezi? Ce ai băgat în ele? Ia băgarăm ciuperci, băgarăm orez. Șuncă de porc. Bun. Avem și șuncă între ele. Bun. Nu, prieteni, grumesc, e de post. Mi-am dat seama. Mi-am dat seama, dacă e de post, n-are cum să fie carne. Dar am zis eu, bun. Șuncă. Uite pe Bobby. Nu mă ligă. Uite cum îi iubește pe patroana. O iubește, mă, copilul. Da. Pe patroana lui. Măi, Miha. Da, măi, prieteni, și v-am zis, noi cu Alin nu ne băgăm în scandalul din șată, doar că s-a ajuns prea de tot, adică, vedeți și voi, de la niște vorbe, au ajuns să se măscărească ca la ușa cortului. Aiurea. Urât, urât. Patroana aici să facem sport. Urât, mai ales că, ați văzut, erau câteva persoane cu care ne înțelegeam aici, să ajungem să ne mâncăm așa, noi între noi, e prea de tot, nu mai zic nimic. Fiecare acum să facă ce vrea, ce știe că e mai bine, dar nu-i frumos, că și patrona e bătrână și ei să neamuri cu noi, nu știu ce să mai zic. Las că trimitem noi pe cineva. Miha, ia un interviu lui Georgi, te rog. Georgi! Dă-ne un interviu! Bună, Georgi! Ia uitați și mi-a adus Georgiana, am ca să vă arăt acolo la foaie. Bună ziua, bună ziua! S-a mărit șatra când a venit ursul la noi. Acum a semnat trepied. Ia cea mai tare bătălie! M-am săturat să-mi fie furat. Nu-i mai bine de mine că n-am. Bă, da. Tu te-ai scăpat de grijă. Nu-i de la Severin ăsta. Tu ce faci, mă? E de vampirina. Da, vampirina. David. Prieten, patroana a terminat sarmalele. E patroana potinară, a făcut sarmale de post. De post, cu ciuperci, cu toate condimentele, cea mai bune ciuperci. Cu mămăligură. Veniți să mâncați sarmale de post, teamă-le pe toți. Patroană, îți plac sarmalele de post. E minune, mamă, ăsta. Minune. Nu-ți mai vine să mănânci nicio carne. Eu am mâncat 4 ciuperci. Să-mi faci și mie la mine TikTok cu sarmalele. Dă-mi telefonul. Ia să-mi faci. Hai, bă, să-i facem TikTok-ul, patroană. Patroană, ce ai făcut, patroană? Sarmaluță de post. Îți plac? Da. Abia aștept să le mănânci pe toate? De-abia aștept, Aline. Mamă, ia uite, bucătăreasa Marița în acțiune. Stai, patroană, stai. Așa, uite, bucătăreasa mea, vezi? Bravo, patroană, las că e bine așa. Frumos.
Așa, de și de stai ce? Patron, așa, că mai am ceva. De ce bucătăria asta am pietre? Ce mai am aici, ce mai pun? Ardei. Ce bucătăria asta am. Mamă, ce bine arată. Vedeți? Foarte tare. Ce ai băgat patronul în ele? Ciuperci, mamă. Ciupercuțe? Ciupercuțe. Nemaipomenit. Bravo, bun așa. Las că e bine, poftă bună, patroană. Mulțumesc, prieteni. Poftă bună la sarmale. Mulțumesc, prieteni. Și lui Dumnezeu că am reușit sarmalele de post cu ciuperci și cu toate continentele. Dar sunt cam mari, cam mari. Păi eu așa le fac, mamă, mari. Dar iară le-a făcut mari. Cu bucătăria asta mea, Marița, că vine Leo să-i facă și lui. Da. Bine. Punem patroana? Punem. Da. Hai. Dar pus ăștia multe acolo, patroana. Nu mănânc din tot, toată parcuria. Păi eu am pus aici, patroana, stai așa. Așa, uite, eu am pregătit poate, aici. Poate în cratonul ăsta, că tot trebuie să le luăm. Asta de aici trebuie să luăm. Hai, papi, la masă. Papi, treci la sarmale, frate. Ce aveți poftă. Uite așa. Să vezi, papi, ce sarmale. Da. Hai. S-a segur la minunat. Eu vreau să-mi iau orez. Da, ia deasupra, că vreau să iau de aici. Ia, patronul, că-ți încarcă-te. Pocu. Poftă bună, băi, poftă bună la toată lumea. Aia linietă mănâncă. Eu nu mănânc. Eu fac pauză între mese, am mâncat 3 ciuperci mai devreme. Sunt la cură de slăbire, patronă. Sunt și la post și la cură de slăbire. Băi, Mihaela, tu n-ai mâncat sarmale de-aia. Papă și tu. Mamă, patronă, ce-ați făcut aici? Minunii. Mamă, miroase frumos. Ia stai, bă, ăsta, papi, să vezi și tu ce ai ieșit. Nu mai avem o rețetă. Facem mânete pieluță cu... Îmi place mămăliga, ce mișto a ieșit. Când vine Leo, să-i facem și lui. Face papi și Marița aici numai pregătiri când va veni Leo. Da. Facem, facem. Da, uitați cum arată, arată bine. Da. Șmechere sarmalele astea. Vezi? Da. Da. Chiar faine, faine. Hai. Hai, papi, stai jos. Punem așa. Bine, bagă și o sarma de post. Bagă așa, hai că vă servesc eu. Uite, așa face maline. Mamă, ce bun. Vedeți că se poate mânca bine și de post. Sunt multe mâncări, dar se poate mânca de post. Mamă, și era bun, patron, să mâncăm. Iară de post. Ardei umplut cu cartofi. Facem, papi. Da. Da, da, la cuptor. Da. Face papi, mamă. Papi face toate rețetele. Adică n-aveam un cuțit la mamă. Posibil, ia papi. Păi, de ce sunt și eu papi de la străia? Bucătarul. Bucătarul. Mă, ia papi. Pune să dau lui bărbatul meu de pomană o farfurie de... Acum pun. Da. Mă duc până la bucătărie să vă mai adun niște furculițe. Tot. Da. Haideți până la bucătărie să luăm niște furculițe. Și după... Mergem înapoi la patron. Am stat acolo puțin în casă cu Georgiana și cu Ursu. L-am lăsat pe Alina, a trecut cu filmarea. Că n-aveam o... Dar unde au pus ăștia toate furculițele? Le-am pus pe salon. N-aveam cum să mă împart. Am zis să stau jos să vorbesc cu Ursu, cu Georgiana, dacă au venit la noi în vizită. Să las un pic filmările. Ați văzut că ei când vin nu prea stau așa mult. Îi înțeleg, se apucă noaptea pe drum. E obositor cu copiii, cu alea. Și am zis măcar să apucăm să vorbim și noi. Mi-a sumat și noi două, trei vorbe. Mi-a povestit cât de cât așa ce-au mai făcut. Și acum vin. Sunt în casă, vin acum și ei. Da. Păi de ce? Stau la relax. Oh. Ai mâncat sarmale? Nu, că nu pot. Am mâncat 3 ciuperci și trebuie să fac pauză între mese pentru că au fost cu puțin ulei. Și stau așa puțin și după aia mă apuc de flotări și de genoflexiuni. De ce vrei să te desumfli? Da. Am început să slăbesc așa puțin. Da, tu ești un umflățel. Nu, mă zici serios. Da. Hmm? Da. Te-ai mai gras la față, serios. Nu mai sunt gras. Aproximativ. Trebuia să mă cântăresc, avem și noi cântări aici. De unde? Mă, Alin e super slim. Hai. Auzi, eu sunt Alina Olin.
Da, este cu... Berea îngrașă. Dar merge o bere. Merge bere la post. Păi n-ai voie alcool. A? Cum? Ții post, îi bei bere. Cum adică? N-ai voie alcool. Am adus suculițe. Bun, ia, gust așa din mers. Ușor sarma. Care vede sarmalele astea să stârpești. Da, să-i fac TikTok. Stai mie la jos. Ia să vedem ce a făcut aici Marița. Nu știu ce. Bune. Ne mai pomeni. Ceva nu Marița. Chiar bune. Dar dragă, ce mănânci? Mare de ne mai pomeni cu ciuperci. Da. Dar acolo nu duseră să un craștun la Anca, la Georgiana, acolo le nu. Le duc eu acum. Pui în parcurie să duc acolo să mănâncă și ea. Că să duseră nu într acolo la Anca. Gata, mi-a dat patrona sarmale să mă duc să duc la soacra mea acolo în casă, la maică ta. Nu i-am mâncat, sunt foarte bune. Chiar au ieșit... Ia stai să deschid ușa. Chiar au ieșit bune rău. Nu e mare diferență cu sarmalele alea cu carne și astea de post. Chiar sunt bune, bune. Bau, bau! Ne dăm în legătân. Ne dăm. Miha, a făcut depresiune. De ce? În șatră. În șatră, că trebuia să mă scurc mașina. Trebuia? Pe bune. Bau! Bau! Mai ales că mâine merge și noi pe unde avem treabă. Te sună Hanca. Mă sună Ofi. Păi da, dar mi-a răspuns Ofi dacă suntem... Poate că vrea să-i facem ăla, să-i dau ăla foaia aia care am primit-o, dar eu trimit direct, cred că aia vrea, nu? Cred că vrea să-i dai și ăla. Ce ăla? Ce ăla fă? Doamne ferici. Doamne feri și apără. Mor. Și păzește. Hai să ne ridicăm, că am oameni experiență. Au. Hai să ne ridicăm din curte, zătore, să eliminăm caloriile. Mă dau un leagăn. Hai. Mamă, nu pot să alerg. Am făcut și eu flotări pe TikTok și mă doare aici coastele, mă doare pe vreo muscular. Păi tu te vaci cum vrei să slăbești, sport, nu, regim, nu, aia, nu. Eu mă distrez. Geaca, de ce nu vă ajungeți? Imediat, că vreau să vin un pic cu el. Nu mai ești la poartă. Vai, vai, vreau copii. Nu poate zic, am eu. Da, de se duce cu Anca și cu Leonardo la poartă. Trebuie să-ți scălim mașina. A? Hai da! Stai, Mihai, lăsa-mă dau și eu pe tine. Prietena mea, Georgi. Ce faci, Mihai? Păi, chiar că vorbeam cu ei în comentarii. Nu, așa că tu nu te superi pe noi când spunem prietena noastră, Georgi, că noi glumim. Nu, da, păi și eu am zis de câteva ori. Noi așa ne iubim. Nu o zic niciodată cu răutate, adică nu e o chestie. Mie mi se pare drăgălaș când spui așa, pe bune. Și prima a fost Alin, care da. Mi se pare comic. Adică chiar e tare. Că și lui când noi zicem Alin super slim, tot din comentarii. Da, dar e comic, adică e ceva amuzant, mi se pare. Dar mi se pare un Alin. Din care zic asta cu Georgi. Păi da, e de la Georgi, dar e amuzant cum spune aici, în șatră, știi? Da. Și de-aia devine mai așa. Doamne, îmi dă soarele în loc, deci prieteni... Agitație mare, mare în șatră, nu pot să mai rezist, nu știu, am epuizat, pe bune. A, e de Darius. Ce faci, Darius? De unde? Fă cu mâna aici la prieteni. Era îmbrăcat tot în negru și am crezut că e Leonardo primat. Prieteni, cam atât. Vedem și noi ce se întâmplă mai târziu, ce o mai fi pe aici prin șatră, vă ținem la curent. Și vedem ce se mai întâmplă, ce o mai fi, ce se mai întâmplă. Eu sper să liniștească atmosfera asta, că deja...
deja e prea mult, e mult prea mult și n-are sens. Dar acum, nu știu. Am o stare și de somnolință, mi-e somn într-una. Hai, vă pup și ne vedem mai târziu. Revenim cu detalii. Pa!